Bună seara, bine ați venit la conferința de presă a Universității Craiova, la finalul partidei terminate la egalitate de echipa noastră, Scotei la 3, în compania formației FC Vito. Alături de mine, domnul Davis Mangia, antrenorul principal al Universității Craiova. Are să vă spun câteva cuvinte, după care așteptăm întrebările dumneavoastră. E simplu, it was a great game, a great spot for the Romanian football. This is my idea. But I think also of Gica, because I spoke with him now. Ideea mea este, concluzia mea este simplă. A fost o partidă extraordinară și o bună reclamă pentru fotbalul românesc. Și vă mărturisesc că aceasta a fost și ideea și concluzia lui Gică Hagi, pentru că am vorbit cu el puțin mai devreme. Selecționerul echipei naționale a fost în tribuna, a urmărit 8 jucători la cele două echipe și a spus că pe departe a fost cel mai frumos meci al acestui campionat. Subscrieți? Da. No, it was really a beautiful game. I think that is okay. Usually when play Craiova and Vitorul this season are good match. But today was really a great game. We play in all the pitch, men versus men, great attitude. Like this is not a problem the draw. I'm satisfied, really. Sunt de acord, două secunde, sunt de acord cu această afirmație, dar de obicei când în acest sezon când a jucat Craiova cu Viitorul au fost meciuri spectaculoase. Astăzi a fost cu de dreptul extraordinar ceea ce s-a întâmplat pe teren, am văzut atitudinea, am văzut pressing pe tot terenul, am văzut duelul 1 contra 1 și chiar dacă am terminat la egalitate sunt mulțumit de ceea ce am văzut. But in this kind of game can happen that there are opportunities. I think that we had more opportunities, if we have to consider all, I think that we had more than Vitorul. But okay, it's normal that when there are 6 goals in one match, there are also mistakes, because in other case, finishing in another way the game. But to play this kind of game, I think that everybody have to be happy for what they look today. Când se întâmplă astfel de meciuri, nu putem să fim decât mulțumiți. De acord, în momentul în care un meci cu 6 goluri, de acord, atunci când primim 3 goluri, normal că există și greșeli. Dar una peste alta a fost un meci extraordinar. Cum comentați greșeala lui Calancea de la Like usual, when we mistake together, and when we win together. Ca de obicei, atunci când greșim, greșim împreună, când câștigăm, câștigăm împreună. Și în partidator a fost meciul de la Ovidiu, a fost egal, dar nu suportă comparație o partidă cu cealaltă. Ce a făcut până la urmă diferența de a fost meciul atât de spectaculos? Miza partidei, publicul no, that we were a little bit surprised in the first game that Vitorul change his usual way to play, no? Okay, it was probably more tactical. Today we play, I repeat, with great attitude in all the pitch, men versus men. We fight, we upset the one versus one. So, my opinion, this is very good it's a very good message for the Romanian football. Probabil în acea partidă am fost puțin surprinși de faptul că Vitorul și-a schimbat stilul de joc în fața noastră. Acum am avut o altă atitudine, o atitudine pozitivă, am acceptat duelurile 1 contra 1, am făcut un efort foarte bun și, repet, consider că a fost o propagandă foarte bună făcută fotbalului românesc. Rămâne aceeași diferență între Craiova și Vitorul, următoarea în clasament. No, but then today I'm happy for the match. We have to think to be positive, to think positive. Now we have 3 games, another 3 games in 1 week. We have to consider all this question that we play more in this season. Now we have to recover, and after we have again 3 games in 1 week. Very important. Cluj, Botojani, and FCSB here. We have to think game to game. With this kind of attitude. Trebuie să ne bucurăm în această seară de fotbalul pe care l-am jucat, iar apoi ne gândim că vom avea în continuare 3 partide foarte dificile. Vom juca într-o săptămână. Vom juca la Cluj, vom juca la Botoșani, iar apoi acasă cu FCSB. Important este să abordăm toate aceste partide
cu aceeași atitudine ca în partida de astăzi și cu siguranță lucrurile vor fi posibile. Cele două goluri marcate, Băiuță și Crezuță, și-a câștigat postul la național și-a recâștigat postul la națională? I don't know. I like his game. Like, not the last one, because the last one, no. Not for Băiuță, for all the team. I like the game with Botojani, not with Astra, but not me, not for the for Alex, I repeat, for all the team. And today, yes, but the difference is when the player, and they have to be like this every time, are play and play in the team, with the team, and for the team. This is the solution. Mie mi-a plăcut meciul de astăzi, cum nu mi-a plăcut meciul de la Astra, dar nu mă refer la Alex, ci mă refer la toată echipa. Mi-a plăcut meciul cu Botoșani, din nou, nu mă refer la Alex, ci mă refer la toată echipa. Mi-a plăcut și meciul de astăzi și lucrurile se întâmplă așa în momentul în care jucătorii joacă în echipă și pentru echipă. Atunci avem astfel de rezultate și așa trebuie să fie întotdeauna. Din păcate, Gazonul a făcut două victime. Florin Gardos de la Craiova și Tudor Băluță de la Constanța. Ok, you have the answer. It's not necessary that I speak again about this question. If you look the pitch now, you have the answer. Aveți răspunsul la această întrebare, nu trebuie să mai răspund eu. Dacă veți privi Gazonul acum, aveți răspuns la această întrebare. It's clear that I prefer to have a pitch perfect. Este foarte clar că prefer să am un gazon perfect. Ce ați mai făcut egal pe teren propriu? Atmosfera din vestiar seamănă cu cea de după meciurile când ați terminat la egalitate aici? Cum sunt băieții? No. But we are the player understand the matches. We were not so happy after the one draw like we did with the CFR. Today was different. Okay, it's normal that we want to win all the matches, but today was different because they know and that we play a very good match. Jucătorii înțeleg și ei meciurile de fotbal. Normal că au fost mai supărați după remiza pe care am avut-o, de exemplu, cu CFR-ul. Acum nu au fost bucuroși pentru că noi ne dorim să câștigăm fiecare partidă, însă și ei sunt conștienți că au făcut un meci foarte bun. The important thing is to grow up and to know the difference of the performance. We cannot be all the time only connected with the result. Sometimes we have to look behind and to look the performance. And I think that today everybody have to be happy for the performance. Important este să fim conștienți de evoluția pe care o avem și să nu rămânem de fiecare dată conectați la rezultatul final sau să ne concentrăm doar pe rezultatul final. Trebuie să privim dincolo de rezultatul final, iar astăzi consider că toți trebuie să fie mulțumiți de evoluția pe care au avut-o. Au condus în două rânduri. V-ați temut vreun moment că va veni și prima înfrângere pe teren propriu? I think that I have to tell to give my compliments for my player that have immediately a great reaction on the pitch. This is what I want to look, and we play continuously. We don't stop to play. Also, in the last part of the game, we had again opportunity with Burlacu, with Mateus. This is what we have to do. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru că de fiecare dată au avut puterea să reacționeze și au reacționat foarte rapid în teren. Ne-am creat ocazii chiar în și au presat și au jucat pe tot timpul partidei, chiar și în ultimele minute am avut ocazii foarte bune prin Bulacu, prin Mateiu. Eu asta vreau să evidențiez. Ce rezultat v-a interesat la FCSB, CFR și dacă urmăriți meci? I hope that we'll win the team that deserves to win. This is important for football. Sper să câștige echipa care merită să câștige. Acest lucru este important pentru fotbal. Sărbătoriți în 1 mai? Also in Italy is the same. Okay. Also in Italy we work sometimes. I have to think about our games. We have a lot of games. We have player to recover. I cannot think about the holiday. Trebuie să mă gândesc la meciurile pe care le avem de disputat. Avem un meci de disputat, avem jucători de recuperat, nu avem timp de vacanță. I see on my calendar the day in which I want to go in the holiday. But I don't tell you.
Am marcat în calendarul meu ziua în care vreau să merg în vacanță, dar nu vă spun care este aceea. La finalul jocului a stat minute în șir cu Gică Hagi. Ce ați vorbit? Ați împărtășit... But there is a great consideration for me. Is important. I like to speak football with Gica. Gica made a great work in for this country because you look this kind of players, sell players, build players continuously. It means that they have a philosophy. But it's good to play this kind of matches. I repeat, for the Romanian footballer, and I like to speak with Gica about football. A fost o plăcere să discut cu Gică Hagi, pentru că îmi face plăcere să discut cu un om care este pasionat de fotbal, care a făcut atât de multe pentru fotbalul românesc, care a construit o echipă ca aceasta, care a vândut jucători și a creat jucători ca cei pe care i-a creat Gică Hagi. Are o filozofie bună și tot timpul îmi face plăcere să privesc astfel de meciuri și să discut cu astfel de oameni. La finalul conferinței a spus că și-ar dori să antreneze și el o dată pe echipă. I know that he told me that want to come here. Ok, I stay, then after we look. When want to come, Gica, it's normal. Știu acest lucru, mi-a transmis când am întâlnit că a declarat acest lucru. Mă bucur să aud acest lucru. E când se decide să vină, eu n-am nicio problemă. Ok, not now. Dar nu acum. We wait a little bit. Să așteptăm puțin. Poate că va fi ok, very big. Do we have to think about Botojani, the semi-final? Înainte de să ne gândim la meciul cu Botojani în semi-final. Mulțumim!